Lumea este periculoasă. Printre animalele de pe glob sunt mai periculoase și mai puțin periculoase. Astăzi vom vedea 10 dintre cele mai periculoase animale de pe întreg globul. Pe locul 10 avem dragonul de Komodo. Este o specie mare de șopârle găsite pe insulele indoneziene. Ajung la mărimi de între 2 și 3 metri și la greutăți mai mari de 70 de kilograme. Sunt agresivi cu orice animal, chiar și cu propria specie, și se știe concret că au omorât în ultimii 40 de ani minim 4 oameni. Mai adaugă faptul că sunt buni înotători, pot otrăvi și au o viteză foarte mare și te apropii de prădătorul perfect. Broasca săgeată otrăvită. Are nevoie de un mediu prielnic de viață pentru a perpetua specia, așa că nu vei vedea așa ceva vreodată în România. Această broscuță, care pare inofensivă, se găsește în trei culori. Prima, verde mentol, care este de asemenea cea mai întâlnită și cea mai mare, a doua, galben, cea mai cunoscută și cea mai periculoasă, și a treia, portocaliu, nu la fel de întâlnită ca celelalte două. Această broscuță cară în medie 1 mg de otravă, suficient cât să omoare între 10 și 20 de oameni, sau 10.000 de șoareci, sau chiar 2 elefanți africani, care sunt cea mai mare ființă de pe uscat. Un gram din otrava acestei broscuțe poate omorâ cam 15.000 de oameni, deci feriți-vă de broasca săgeată otrăvită. 8. Pufferfish. Și dacă tot suntem la categoria otravă, continuăm cu următoarea specie otrăvitoare, una de pești. Pufferfish nu au otravă la fel de periculoasă ca și broasca săgeată otrăvită, dar pentru că este un tip de mâncare, face mult mai multe victime. Bucătarii au nevoie de ani de antrenament pentru a fi în stare să gătească această specie, dar în ciuda acestui fapt, mulți nu reușesc să îndepărteze toată partea otrăvitoare și unii mor sau intră într-o comă după mâncarea acestui pește. Cei care intră în comă au șanse de supraviețuire destul de mari, dar în concluzie nu ar trebui să-ți riști viața doar pentru a gusta un pește, și zic gusta pentru că dintr-un pește iese doar o porție foarte mică de mâncare. Pe locul 7 avem mamba negru. Cea mai periculoasă specie de șerp de pe glob, deși nu are la fel de multe victime ca și șarpele cu clopoței, acest șarpe este cel mai veninos. Înainte să se facă un antivenin pentru acest șarpe, rata de mortalitate de la mușcăturile lui era de aproximativ 100%. Partea bună este că acum avem antivenin pentru aproape orice șarpe, dar partea proastă este că trebuie aplicată mai puțin de o oră în cazul acestui șarpe și asta este foarte greu de făcut. El se găsește în Africa de vest, deci evitați această zonă. 6. Păianjenul plimbător brazilian. Este una din cele mai periculoase specii de păianjeni. Acest păianjen este motivul fobiei multora de păianjeni. Din nou, avem antivenin pentru acest păianjen, dar trebuie aplicat la scurt timp după mușcătură. Principala modalitate prin care poate ajunge la tine este prin importul de banane din Brazilia, deci înainte de a lua niște banane din supermarket, verifică-le. Pe locul 5 avem hipopotamul. Au în medie 1500 de kilograme, dar pot trece și de 2000. În ciuda acestui fapt, pot ajunge la viteze de peste 30 de km pe oră și sunt responsabili pentru foarte multe morți. Sunt cunoscuți pentru faptul că mănâncă crocodili, dar puțin știu că încep să devină pe cale de dispariție. Ce s-ar putea să nu știi este că hipopotamii nu pot sări, deci te poți cățăra într-un loc pe care nu-l pot dărâma pentru a scăpa de unul. 4. Crocodilul de apă sărată. Este cea mai mare reptilă de pe glob, ajungând la greutăți între 1000 și 1200 de kilograme și la mărimi de peste 5 metri. Pot apărea de prim mare și asta este un factor destul de înspăimântător, mai ales când iei în considerare ca una din cele mai puternice mușcături de pe întreg globul. Pot face în bucăți un porc în secunde și rezistă mult timp cu puțină mâncare. De obicei există semne prin care se specifică dacă noată crocodil de apă sărată prin zonă. 3. Musca țețe. Această muscă mititică poate transmite boli atunci când suge sângele unei persoane. Una dintre ele este boala somnului, care netratată este fatală. La începutul secolului al XX-lea a fost o epidemie de boala somnului care a adus moartea multor persoane. Boala este greu de tratat și este clar că se va mai face simțită ani de acum încolo, dar poate într-o bună zi vom putea pune boala somnului la culcare. 2. Elefantul african. Este cea mai mare ființă de pe uscat, ajungând la 4 metri de la pământ la umăr și cântărind între 4.000 și 6.000 de kilograme. Spre deosebire de cel asiatic, care poate fi dresat și apare la circuri, elefantul african nu poate fi dresat și nu-i poate fi scos instinctul de supraviețuire.
Mulți oameni au murit încercând să dreseze o astfel de ființă și la fel de mulți au murit întâlnind-o în savană. Nu poți fugi de un așa animal, deci pentru a fi sigur că nu te omoară, încearcă să eviți contactul cu el. Cu toate astea, nu are nicio șansă împotriva broaștei săgeată otrăvită, care, după cum am zis, are atâta o travă cât să omoare doi elefanți africani. Țânțarul. Doar ca referință, uitați această schemă cu victimele anuale ale celor mai periculoase animale. Țânțarul are mai multe victime decât omul și următoarele 15 animale la un loc. Ei transmit orice boală, cea mai periculoasă fiind malaria, care face cam 600.000 de victime pe an. Te aștepta să primească mai multă atenție, dar nu se prea fac documentare despre țânțari. În orice caz, dacă faci o expediție în Africa sau America de Sud sau chiar Australia, ar fi bine să iei măsuri pentru a nu fi pișcat de această bestie ucigașă. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să lăsați un like. Spuneți în comentarii care animale vă sperie cel mai mult. Pe mine, sigur, dragonul de Komodo și musca țețe. În dreapta aveți un video despre creaturi misterioase de pe fundul oceanului. În stânga puteți urmări ultimul meu video. Eu v-am prezentat 10 cele mai periculoase animale și până data viitoare, vă urez baftă!